primul mare profesor. În Matei, capitolul 7 cu versetul 28, găsim scris: după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. A fost și este obiceiul de a promova cărți și autori care nu prezintă o bază adecvată pentru o autentică educație. Care este sursa înțelepciunii acestor autori, dintre care o bună parte nu merită respectul nostru, chiar dacă respectivii autori sunt considerați înțelepți? A luat ei lecții de la cel mai mare învățător pe care lumea l-a cunoscut vreodată? Dacă nu, aceștia sunt categoric greșiți. Celor care se pregătesc pentru locurile cerești ar trebui să li se recomandă să facă din Biblie principala lor carte de studiu. Acești autori populari nu le indică elevilor calea care duce la viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan 17:3. Autorii cărților curente din școlile noastre sunt recomandați și lăudați ca persoane titrate, dar educația lor este deficitară în orice privință. Dacă ei înșiși nu au fost educați în școala lui Hristos și prin cunoștințele practice nu dau mărturie despre Cuvântul lui Dumnezeu, care este cel mai important studiu pentru copii și tineri, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cărțile ar trebui să fie pregătite astfel încât, așezate în mâinile elevilor, să îi educe să aibă o dragoste sinceră și revențioasă pentru adevăr și o integritate statornică. Permanent, ar trebui ținute în atenția lor acele materii care sunt categoric esențiale în formarea caracterului, pentru a-i pregăti pentru viața viitoare. Hristos ar trebui ridicat la rangul de primul mare profesor, singurul fiu născut al lui Dumnezeu, care era cu Tatăl din veșnicii. Fiul lui Dumnezeu a fost marele învățător trimis în lume ca lumina lumii. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan 1:14. Tatăl a fost reprezentat prin Hristos și accentul în educație trebuie să fie de așa natură încât elevii să privească spre El și să creadă în El, care este după chipul lui Dumnezeu. El a avut cea mai minunată misiune din această lume și lucrarea Lui nu a fost în primul rând aceea să-și demonstreze pretențiile la divinitate și ca umilința sa să demonstreze justeția acestei pretenții. Caracterul său a dovedit o viață de ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu și trebuia să constituie un model pentru toate ființele de pe pământ. Viața sa a fost trăirea legii în natura umană. Părinte Ceresc, iartă-mă că de multe ori timpul meu este atât de scurt pe care îl petrec cu tine. Vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să mă conducă și să-mi dea acea dorință de a învăța din Cuvântul Tău și de a studia mai mult ca să pot să-L înțeleg. Ajută-mă să fiu un elev bun în școala Ta, ca apoi să pot deveni un profesor pentru cei de lângă mine. Duhul Tău să îmi umple inima. Părinte Ceresc, îți mulțumesc că nu încetezi să-mi vorbești și îți mulțumesc că mă dorești pentru ceruri. Fii slăvit și lăudat. Amin.